Majoritatea turiștilor solicită materiale informative despre obiectivele din județ, informații despre bisericile din lemn, în special cele UNESCO, și vor să meargă cu mocănița și să vadă cimitirul Vesel. De asemenea, se interesează despre orarul autobuzelor, posibilitatea închirierii unei mașini și spații de cazare, turiștii fiind în special în căutare de pensiuni tradiționale. Din punct de vedere turistic, sezonul de anul acesta a debutat un pic mai greu, pentru că a plouat multe zile în continuu. Ulterior, numărul de turiști s-a încadrat în media anilor precedenți. Avem înregistrați până la această dată peste 2500 de turiști aici la Centrul de Informare Turistică, doar anul acesta. Și în clasament conduce, mă refer la turiștii străini, în Franța, cam fiecare an, urmată de Ucraina, care au urcat pentru prima dată pe locul 2, au fost la un moment dat chiar cei mai numeroși turiști, așa, urmată de Ungaria, Germania, Polonia, și urmează Spania, Italia, Olanda. De la an la an se înregistrează tot mai mulți turiști din Ucraina după ce au primit un permis de mic trafic și au reușit să intre în spațiul Schengen cu pașaportul biometric. Cei mai mulți vin din Kiev, dar vin și din Lviv, Ujgorod și sunt și din localitățile de aici, din Maramureșul istoric, care vin, de exemplu, la festivalurile din Sighetul Marmației. Întreabă, unde e festivalul? Mergem la Grădina Morii sau chestii de genul ăsta. Avem materiale în limba ucrainiană și le-am făcut în mod special pentru turiștii ucrainieni. Am văzut că vin tot mai mulți și ce pot să mai spun e că vara sunt mulți turiști aici la Solodvino și vin în grupuri ca să viziteze Maramureșul. Dacă cei mai mulți turiști sunt din Franța și Ucraina, există și zone de unde nu s-a înregistrat niciun turist. Nu prea vin în Maramureș turiști din Africa, Mongolia, din țări în general cu venituri mai mici. Cei mai mulți turiști vin în sezonul estival, în decembrie și în luna ianuarie, în special turiștii ucraineni, iar cei mai puțini vin în lunile februarie și noiembrie.